Raycars ia măsuri să verifice, îi furnizăm și filmulețe, de asemenea mai livrat și cu un vatman care fuma în timp ce conducea tramvaiul. În cazul ăsta a fost vorba despre un șofer care nu a dorit să pornească aerul condiționat în autoritate. Exact. Ce ușile deschise să facă ventilație. I-am solicitat să ia măsuri vis-a-vis de acest aspect. Am avut mai multe discuții pentru că știți cum este. De cele mai multe ori există și factorul uman și există șoferi foarte corecți și unii dintre șoferi care nu sunt corecți, dimpotrivă, care mai și incită cetățenii printr-un limbaj neadecvat. Și atunci avem astfel de situații. Niciodată nu o să promoveze un comportament corect al unui șofer, ci va fi promovat de fiecare dată ceva care va ieși din comun. Cetățenii aveau dreptate, trebuia să dea drumul la instalația de aer condiționat, chiar dacă era trecut de ora 20 seara, pentru că era cald afară și cald în mijloc de transport. Cetățenii aveau dreptate atunci. Cu acea elevă care a fost oprită, cu eleva care nu avea la ea abonamentul... Nu știu să vă răspund.